de lei. Toate sunt, spune, sunt măsuri care nu necesită a fi cheltuiți bani, cum este regulamentul și alte măsuri cu lucru cu transportatorii, că se oprească în stații. Sunt celelalte majoritate necesită bani din bugetul municipal, că trebuie să fie alocați pentru a le putea face. Noi nu putem, cu bugetul care le avem numai pentru cheltuieli curente, să facem prea multe lucruri. Noi, din reparație, avem numai la, am avut la bulevarde, anul trecut am avut buget de cârpitul gropilor. Vă spun cum este în oraș. Noi, și dintre asta, am mai reușit să facem și petricaniu, și rondurile, negruț, bubuieciu, și la circ zona a fost plombată. Am avut mai de cârpit. Termeni sunt. Reșind din proiect, nu putea fi estimate prețurile. Eu nu știu ce mai trebuie aici să fie prezentat ca să îi placă doamnei Radu prezentarea noastră. Mi se pare că ați fost dat afară din ședință, nejustificat? Eu socot că nejustificat, că dacă omului se dă o întrebare, trebuie să fie lăsat și să răspundă la această întrebare, nu numai acuzat și să nu se permită ca să fie să poată să justifice sau să-și expună punctul său de vedere. Dar n-am fost lăsat, din păcate, și eu socot că corect ar trebui să fie lăsați funcționarii să expună punctul lor de vedere și să poată comunica și cu mass media. Mai ales că acum săptămâna trecută am mai avut și o dispoziție numărul 1063D din 22 noiembrie 2017.